ziua, numele meu este Susani Harald Alexandru, am 21 de ani, sunt din orașul Hunedoara, studiez la Facultatea de Istorie, din cadrul Universității 1 decembrie 1918, de aici, de la Alba Iulia, și în timpul liber sunt ghid de turism, îmbrăcat într-o uniformă de cavalei templieri. După o perioadă lungă de voluntariat, cam din clasa 10-a am fost voluntar, ghid voluntar la Castelul Corvinilor, și odată ce m-am mutat cu studiile la Alba Iulia, am decis să mă leg chiar și de acest oraș, de a doua capitală a României. Și ce este mai frumos decât să studiez aici, în cetatea Marii Unei? Vin foarte mulți turiști la Alba Iulia, am avut grupuri foarte mari din Suceava, din Timișoara, din Oradea, din Constanța și chiar și de peste hotare. Deci efectiv povestea acestei faimoase cetăți și istoriei milenare a Alba Iuliei chiar s-au dus și peste hotare. Am avut și o familie din Noua Zeelandă, am avut turiști din Ungaria și chiar și din Anglia. Și, din câte știu, o să am și un grup din Canada. Încă de mic am fost pasionat de istorie și vreau să duc această aită, ghidajul, să duc la alt nivel, să nu fiu un ghid ca oricare altul. Și chiar din prima zi când am avut ocazia să ghidez, să fiu ghid voluntar, aveam acasă doar o tunică simplă de cavalei. Și în timp, de-a lungul a 4 ani de zile, chiar în vara aceasta se împlinesc 5 ani, am început să mai achiziționez diferite elemente. Mănuși, un coin de suflat, o mică teșcuță, o spadă de cavalei templieri. Și multe altele, mai am un coif, mai am două steaguri, un scut și așa mai departe. Și, cum am spus, și aici o să tai. În ghidajele mele mă înfățișez sub forma unui cavalei templieri și de asemenea în cinstea Marelui Apărător al Creștinătății, Iancu de Hunedoara, care este mormântat chiar aici, în Alba Iulia, și a fost unul dintre cei mai mari apărători ai creștinătății din Europa. Chiar dacă am în spate 5 ani de voluntariat, de curând am devenit un ghid oficial și viitorul deocamdată este incert. Sunt șanse mai să rămân în Alba Iulia, sunt șanse mai să mă întorc în orașul meu natal, Hunedoara, dar cert este că oriunde m-aș stabili, vreau să promovez minunile turistice ale acestei țări și vreau ca cât mai mulți turiști să afle povestea acestui foarte frumos ținut, ținutul de dincolo de pădure, cum se numea, Transilvania.